Dragi români, în decembrie 1918, provinciile istorice românești s-au strâns la oaltă după ani lungi în care au avut toate un singur cel: să fie împreună. Acum, după 97 de ani, a fi împreună rămâne un cel pentru românii din întreaga lume, pentru cei de acasă, pentru cei din imediata apropiere a țării sau pentru toți cei risipiți în lumea largă. De la Roma la Londra, de la Madrid la Chișinău, sau din America în Australia. 1 decembrie este ziua în care ne simțim cu toții că suntem români și că, a fi împreună, indiferent unde suntem, poate fi acel sentiment care să ne facă să vrem mai mult de la locul pe care îl numim acasă. Și aici, acasă, vrem o țară cu care să ne mândrim, nu doar pentru istoria ei, ci și pentru prezentul ei. O țară unde decența și speranța sunt împreună, Respectul fiecăruia și meritele îi sunt recunoscute, unde guvernarea se dedică țării, iar rezultatele se văd. Unde munca cinstită este răsplătită pe merit, dreptatea triumfă și transparența este regula și nu excepția. Aceasta este țara în care eu vreau să fiu prim-ministru și atâta timp cât voi ocupa această poziție, mă voi strădui să stabilesc odată pentru totdeauna această direcție în care să ne îndreptăm. O Românie în care să avem încredere, o Românie de care să ne putem bucura cu toții. La mulți ani România, la mulți ani Români, oriunde vă aflați.